Deși se află doar în stadiul de proiect, autostrada Sibiu-Pitești, care ar urma să includă râmnicul pe traseul ei, este departe de a face primii pași în demararea lucrărilor. În prezent, dezbaterile privind tronsoanele ei s-au mutat la Senat, acolo unde liberalul Romulus Bulacu a cerut lămuriri de la ministrul transporturilor. Autostrada Sibiu-Pitești a rămas doar în stadiul de proiect, deși studiul de fezabilitate pentru șoseaua lungă de 122 de kilometri era gata încă din anul 2008. Traseul întreg al autostrăzii Sibiu-Pitești au fost împărțit în 6 secțiuni: Sibiu-Boița, Boița-Racoviță, Racoviță-Văleni, Văleni-Curtea de Argeș și Tigveni-Râmnicu-Vâlcea. Valoarea totală a investiției în autostrada Sibiu-Pitești ar fi de 3,34 miliarde euro, 85% din sumă, urmând a veni de la Uniunea Europeană. În anul 2017 v-am adresat o întrebare privind detaliile pentru stadiul secțiunii 6. În 26.06.2017 ne-ați făcut cunoscut că această porțiune a autostrăzii este în curs de proiectare în cadrul studiului de fezabilitate. După finalizarea studiului de fezabilitate aferent secțiunii 6, se vor demara procedurile pentru etapa următoare, respectiv proiectare și execuție lucrări. În același răspuns, semnat chiar de dumneavoastră, ați estimat că procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări va fi demarată până la sfârșitul anului 2017. Anul trecut am revenit cu o interpelare către Ministerul Transporturilor solicitând noi detalii. În răspunsul oferit de minister, în data de 4.06.2018, se menționează că pentru secțiunea 6, Tigveni-Râmnicu-Vâlcea, CNAIR are în pregătire documentație pentru demararea procedurii de achiziție publică pentru obiectivul elaborare expertiză tehnică, studiu de fezabilitate și proiect de autorizare execuție. Azi, februarie 2019, în planul de buget al Ministerului dumneavoastră, nici măcar pe hârtie nu mai este menționată legătura autostrăzii Sibiu-Pitești cu Râmnicu-Vâlcea. Mai mult, amendamentul PNL privind finanțarea studiului de fezabilitate al acestei secțiuni și reintroducerea sa în proiect a fost respins. Pe care de consecință, domnule ministru, având în vedere răspunsurile formulate de ministerul dumneavoastră până acum, vă rog să-mi comunicați care este situația secțiunii 6, Tigveni-Râmnicu-Vâlcea, autostrăzii Sibiu-Pitești. Ministerul Transporturilor va primi anul acesta 11,66 miliarde de lei, cu aproape 55% mai mult decât a cheltuit anul anterior, conform proiectului bugetului de stat pe 2019.